17, de la versetul 1 la versetul 7. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit și a vorbit cu mine zicându-mi: vino să-ți arăt judecata prostituatei celei mari care stă pe apă multe. Cu ea s-au desfrânat regii pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul desfrânării ei. Și m-a dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie stând într-o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de blasfemie, având 7 capete și 10 coarne. Femeia era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur și pietre scumpe și perle. Ținea în mână un copil cu aur, plin cu urăciuni și cu necurățile desfrâului ei. Și pe fruntea ei era scris un nume: Mister Babilonul cel Mare, mama prostituatelor și a urăciunilor pământului. Am avut cu Dumnezeu și nu știu cum, dar cântarea aceea care au cântat în grupul mai înainte, sigur că te duce cuvântul la Apocalipsa și la sfârșitul vremurilor și cumva are legătură cu lucrurile acestea, cu distrugerea pământului și a lumii acesteia și cu tot ceea ce ne spune Dumnezeu aici. În capitolul 17 a citit Petrișor doar primele 5 versete, dar o să fac referire la întreg capitolul 17. Încet, încet ne îndreptăm spre finalul cărții Apocalipsa și totodată este și ultima carte din Biblie. Și am încercat să observăm lucrurile acestea pe care Dumnezeu ni le descoperă aici. Asta înseamnă Apocalipsa, descoperirea, dezvăluirea lui Dumnezeu. Și în capitolul 17 este vorba despre o nimicire, despre o distrugere a Babilonului religios. Și o să vedem mai explicit ce înseamnă aceasta, distrugerea Babilonului religios. Am văzut în cartea Apocalipsa că numărul 7 este foarte prezent. De multe ori am văzut numărul 7 și el reprezintă întotdeauna desăvârșirea sau perfecțiunea. Întotdeauna reprezintă ceva care este complet, care este terminat și în speță îl reprezintă pe Dumnezeu. Numărul 6 este numărul incomplet, numărul imperfecțiunii, numărul lucrului neterminat. Este 6, nu este 7. Dumnezeu a făcut în 7 zile cerurile și pământul și a terminat toată lucrarea lui. Este numărul lui Dumnezeu, îi reprezintă perfecțiunea. Dar numărul 6 este numărul omului și avem semnul fiarei sau numele numărului ei, 666, adică este un om, este ceva neterminat, imperfect. Dar numărul 7 îl reprezintă pe Dumnezeu. Am văzut în cartea Apocalipsa că epoca bisericii este reprezentată în mod complet prin 7 biserici. Cele 7 scrisori către cele 7 biserici. Necazul cel mare care este prezentat aici după răpirea credincioșilor durează 7 ani. Cea mai mare parte din cartea Apocalipsa descrie acest necaz, necazul cel mare. Și această perioadă durează 7 ani. De asemenea, am văzut că judecățile din perioada necazului celui mare se constituie în 3 seturi. 3 seturi de judecăți. Știe cineva să spună care sunt acestea? Doar vreau să văd dacă sunteți atenți la mine sau la mare. Copiii poate să ne atragă atenția foarte ușor, dar noi trebuie să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt? Pecețile? Altcineva. Ce sunt mai avem? Pecețile? Ce judecăți mai avem? Trâmbițele sau trompetele. Și cele care am învățat ultima dată, cum se numește? Altcineva. Potirele Mâniei lui Dumnezeu. Deci avem 3 seturi de judecăți, dar fiecare au câte 7 judecăți. Din nou, este prezent numărul 7. Cele 7 pecieți, cele 7 trompete, cele 7 potire cu mânia lui Dumnezeu. Și iată că acum, după ce am văzut turnarea celor 7 potire în capitolul 16, potirele Mâniei lui Dumnezeu, cu care se încheie această perioadă de necaz, spune, acolo s-a isprăvit, este gata. Acum, începând în capitolul 17, ni se prezintă 7 nimicii sau distrugeri, 7 lucruri, pardon, sau personaje care vor fi nimicite complet, în mod irreversibil, în această perioadă, pentru că apoi
Apocalipsa, cartea Apocalipsa, descoperirea lui Dumnezeu să se încheie cu o listă de 7 lucruri, tot 7, pe care Dumnezeu, Domnul Iisus, le va face noi. 7 lucruri pe care El le va face noi, după ce va distruge, după ce va nimici pe cele vechi care sunt sortite pe ei. Astfel, din capitolul 17 și până la capitolul 20, avem aceste 7 lucruri sau personaje care sunt sortite pe ei. Și primul este prezentat aici, în capitolul 17, Babilonul religios sau religia mondială a lumii. În capitolul 18 este prezentat Babilonul comercial sau politico-comercial. Și el va fi distrus și o să vedem asta în capitolul 18. Dar haideți să ne uităm astăzi la capitolul 17. Lucrurile acestea sunt profețite în Cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile acestea sunt aproape de împlinire. Deși nu este plăcut pentru noi să trăim în aceste vreme, ne gândim la pandemia care a început cu COVID și cu restricțiile și acum cu încălzirea globală și cu lucrurile care se iau, cu emisiile de carbon, cu reducerea lucrurilor, cu scumpirea prețurilor, cu toate lucrurile acestea, nu este plăcut pentru noi și nu ne place să trecem prin aceste vremuri, ceea ce este încurajator pentru noi, dacă citim Scriptura, este faptul că putem observa cum se pregătește încet, încet scena pentru aceste evenimente din necazul cel mare, descris aici în Apocalipsă. Chiar dacă nu este plăcut, noi trebuie să înțelegem că așa trebuie să fie. Și lucrurile acestea duc toate spre acest final și pregătesc această scenă a necazului cel mare, care va urma imediat când credincioșii vor fi luați de pe pământul acesta. Domnul Iisus va veni din nou, va suna din trâmbiță și ne va întâmpina pe norii cerului. Iar cei mântuiți se vor ridica în văzduh. Aici vor rămâne cei care nu au fost mântuiți și va începe această perioadă de necaz. Adică acum, mai mult decât oricând, dacă ne uităm, oamenii colaborează la nivel global pentru a pune bazele unei, spun ei, noi ordini mondiale. Dar ce înseamnă asta? Vor să unească toate religiile sub un singur standard, sub un singur nume. Are și un nume, de fapt, ecumenism se numește. Toate religiile, creștine și necreștine, se vrea să fie unite sub un singur nume, ecumenismul. Și acesta este Babilonul religios, care va fi nimicit aici, despre care vorbește Apocalipsa în capitolul 17. De asemenea, se vrea să fie unite toate națiunile într-o singură piață comună, într-o singură conducere politică. Acesta este Babilonul economico-comercial, Babilonul politico-comercial despre care vorbește Apocalipsa, capitolul 18. Haideți să ne ducem să citim încă o dată versetele 1 și 2 în capitolul 17. Spune apoi unul dintre cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit și a vorbit cu mine zicându-mi: vino să-ți arăt judecata prostituate cele mari care stă pe ape multe. Cu ea s-au desfrânat regii pământului și locuitorii pământului s-au împătat de vinul desfrânării ei. Deci este o nimicire, o distrugere, o judecată. Unul dintre cei 7 îngeri spune lui Ioan: vino să vezi, vino să-ți arăt judecata, cum va fi nimicită. Și vorbește aici despre un personaj. Spune prostituata cea mare. Și are și alte caracteristici sau, mă rog, nume care se dă aici, care stă pe ape multe. Stă pe ape multe. Ce înseamnă asta că stă pe ape multe? Înseamnă că este un sistem mondial religios din toate națiunile. Aceste ape multe sunt tâlmăcite, sau această expresie este tâlmăcită tot aici în Apocalipsa 17, în versetul 15. Îngerul îi explică lui Ioan și zice: apele pe care le-ai văzut și pe care stă prostituata sunt popoare, mulțimi și națiuni și limbi. Și unde a început această amestecătură? La Babel. Acolo a început. La Babel. Acest sistem
aceste ape multe, doar că nu este dintr-o singură națiune, dintr-un singur neam, ci este pe toată întinderea pământului, este din toate națiunile, este din toate popoarele, este din toate religiile. Toate vin împreună și se unesc în acest sistem care este ecumenismul. Și avem mostri din acestea chiar și la noi. V-am mai spus, în fiecare an, toate bisericile din Lugor, sau mă rog, majoritatea care sunt de acord, se strâng cu reprezentanții lor și pe rând fac întâlniri sau săptămâni de rugăciune în fiecare dintre ele. Da. Acesta este ecumenismul. Am înțeles că anul ăsta va fi inaugurată prima clădire, care nu știu exact cum se numește, noi probabil creștinii vor numi biserică, musulmanii vor numi moschee, dar am înțeles că are și un nume comun. O clădire care este îmbină amândouă, și biserica și moschee, adică îmbină creștinismul și musulmanii în aceeași, în același loc, undeva în, dacă nu greșesc, undeva în Africa. S-a construit și se va inaugura această clădire pe baza legământului dintre, evident, Papa de la Roma, sau, mă rog, înțelegerii dintre Papa de la Roma și liderul musulmanilor. Acest sistem religios este mondial, în toate națiunile, și este personificat și reprezentat aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, printr-o femeie, și este o femeie imorală, spune, o prostituată, care se desfrânează, adică are relații nepermise și spune mai întâi cu regii pământului, cu conducătorii. Deci biserica are relații nepermise, sau mă rog, această biserică falsă are relații nepermise, neîngăduite, cu conducătorii politici ai pământului, cu regii pământului, și lucrul acesta nu este greu de observat. Legăturile nepermise dintre biserică și stat. Da? Și de asemenea cu toți oamenii pământului. Această relație imorală și nebiblică dintre biserică și stat este însă o relație profitabilă pentru amândouă dintre părți. Pentru amândouă dintre părți. Biserica primește, mă rog, legalitate și putere și autoritate de la stat, iar statul primește, sau regele, primește voturi de la mulțimea care vine la biserică, și așa mai departe. Și o mână se spală pe cealaltă. Și apoi spune aici, toți locuitorii pământului, versetul 2, cu ea s-au desfrânat regii pământului mai întâi, și apoi locuitorii pământului, supușii acestor regi, s-au îmbătat cu vinul desfrânării ei. Adică cu rezultatul acelei relații imorale dintre biserică și conducătorii pământului, au fost buimăciți, au fost îmbătați, au fost mințiți, au fost, mă rog, amețiți de cap toți locuitorii pământului. Lasă-i bine așa. Toți locuitorii pământului au fost atrași în această lucrare, în această relație imorală dintre biserică și stat, și au fost manipulați de efectele acestei relații și acestui sistem religios mondial. Regii pământului întotdeauna au folosit biserica pe post de aliat strategic, și această practică a început și a fost inițiată în creștinism de către împăratul roman Constantin cel Mare, care este considerat de către cultul creștin, sau mă rog, religia creștină, binefăcătorul creștinismului. El a legalizat și a oficializat această relație imorală dintre biserică și stat. Dar el, de fapt, a fost primul care a oficiat această uniune coruptă dintre biserică și stat. Dar și înaintea creștinismului, înaintea lui Constantin cel Mare și înaintea creștinismului, toți regii și conducătorii pământului au căutat să facă această alianță imorală cu religia păgână din teritoriul lor și cu preoții care existau acolo și care aveau temple și care îi conduceau pe oameni în închinare. În toate religiile păgâne, conducătorii au căutat să facă această alianță cu preoții și cu religia care era acolo. Dacă citim mai departe, în versetul 3 spune,
Ioan și m-a dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie stând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de blasfemie, având 7 capete și 10 coarne. Această femeie, care reprezintă religia mondială, religia unită, este purtată, spunem, și de o fiară cu 7 capete și cu 10 coarne. Această fiară am mai întâlnit-o în capitolul 13, versetul 1 și următoarele versete. Nu este altă decât Anticristul. Este Hristosul fals sau liderul politic și militar al zilelor de pe urmă. Aceeași fiară din capitolul 13, care spune aici în capitolul 13 cu versetul 1. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 diademe și pe capetele ei avea nume de culă sau de blasfemie. Este aceeași fiară care poartă această femeie, care reprezintă ecumenismul sau religia mondială a zilelor din urmă. Dacă citim mai departe, în capitolul 17, de la versetul 4, femeia era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur și pietre scumpe și perle. Ținea în mână un potir de aur plin cu urăciuni și cu necurățiile desfrâului ei. Ce ne spune această descriere despre acest sistem religios? Păi, în primul rând, spune că purta haine scumpe. Le descrie ca fiind plin de bogăție și opulență. Această culoare a purpurei și a stacojiului este o culoare regală. Dar, de asemenea, cei care studiază mai mult religiile au constatat că este o culoare pe care veșmintele papale o au atunci când papa este instaurat pe scaunul papal. În multe dintre, obiectele veșmintelor papale există această culoare purpurie, această culoare a regalității. Și evident că în celelalte lucruri ale hainelor lor există această bogăție și această opulență, aceste pietre. Sigur, aceste haine nu sunt purtate tot timpul, dar mai ales la instaurarea în slujbă. Opulență și bogăție, royalitate și putere, perle, spune aici, și tot felul de lucruri din aur. Dar, de asemenea, spune că avea în mână un potir de aur, plin cu urăciuni și desfrâu. Asta arată corupție și vicleșiu. Pe din afară este aur și este totul un potir care ar trebui să conțină, de fapt, tămâie și ar trebui să conțină închinare, dar înăuntru este corupție și desfrâu. Pe din afară este o imagine și pe dinăuntru este o altă imagine. Mi-amintesc de Martin Luther, unul dintre preoții catolici din Germania, care, la fel cum mulți poate își doreau să viziteze Roma și să viziteze Vaticanul și să vadă pe preasfințiile lor de acolo, și când a ajuns acolo și a venit de acolo, a fost foarte dezamăgit să constate corupția, opulența și bogăția în care trăiau cei de acolo. A fost foarte dezamăgit. Fapt care l-a făcut să și pornească acea revoltă care s-a transformat în reforma protestantă. Și apoi spune în versetul 5 că pe fruntea ei era scris un nume, Mister, Babilonul cel Mare, mama prostituatelor și a urăciunilor pământului. Mister, Babilonul cel Mare. O să revin puțin mai târziu la numele acesta, dar hai să mergem la versetul 6, care spune că am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Isus. Când am văzut-o, am fost cuprins de o mare uimire. Adică, avem aici pe cineva care joacă rolul unui personaj religios al bisericii și care pretinde că ar trebui să-i conducă pe oameni la Dumnezeu și să-i învețe pe oameni să se închine lui Dumnezeu. Și totuși spune că această religie și această falsă biserică cu ce se ocupă? Cu persecuția sfinților lui Dumnezeu. Se îmbată cu sângele martirilor.
Vedem asta din primul secol. Cele mai mari persecuții îndurate de creștini nu au fost din partea păgânilor, ci au fost din partea religiei. Domnul Iisus Hristos nu a fost dat la moarte de Pilat, ci a fost dat la moarte de marele preot și de cei din Consiliul de acela de judecată. Persecuția religioasă a fost întotdeauna cea mai apică persecuție pentru creștini. Și una dintre caracteristicile ecumenismului sau acestui sistem mondial religios este faptul că îi persecută pe adevărații creștini și se bată cu sângele martirilor lui Iisus. Spune aici foarte clar. Până aici este destul de clar că această femeie imorală este întruchiparea, aș spune, perfectă a Bisericii Papale sau a Bisericii de la Roma, cea pe care Constantin cel Mare a legalizat-o, a oficializat-o în secolul IV, la începutul secolului IV. Însă dacă ne întoarcem acum la versetul 5, urmărăm cu atenție și căutăm semnificația numelui ei, Mister, Babilonul cel Mare. Acum, Babilonul, cam știm la ce să ne gândim, Babilonul străvechi, așa cum am spus, este Babelul, cetatea din Mesopotamia, sau mă rog, dintre râuri, zidită de Nimrod, acel vânător vestit și cunoscută ca fiind primul centru mondial de închinare păgână. Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți. Dar Nimrod a zis, nu, haideți să ne adunăm toți la un loc, nu să ne împrăștiem. Dacă ne împrăștiem, nu o să avem putere. Hai să ne adunăm toți la un loc, să facem o metropolă mare și o să ne descurcăm noi aici, nu avem nevoie de sfaturile lui Dumnezeu, o să ne facem un tur care să se ducă până la cer și o să avem propria noastră religie și propriul nostru Dumnezeu. Și astfel, Babelul a devenit primul centru mondial de închinare păgână. Și de acolo, din Babel sau din Babilon, își trag rădăcinile toate religiile păgâne ale lumii. Toate religiile păgâne ale lumii. Sunt multe cărți care au fost scrise, nu neapărat de creștini, de istorici, care vorbesc despre religiile păgâne ale Babilonului, despre religiile tainice ale Babilonului, despre religiile mistice ale Babilonului. Toate religiile păgâne își au rădăcina în Babel, în Babilon. Atunci când Dumnezeu le-a împurcat limba și le-a stricat planurile și i-a împrăștiat pe toată fața Pământului, au dus toate acele religii păgâne cu ei. Inclusiv, una dintre cele mai vechi practici, venerarea mamei și copilului. Da? Închinarea la Tamuz, despre care vorbește și Vechiul Testament, prorocul Ezechiel și creștinismul sau biserica falsă creștină, biserica romană, a preluat aceasta prin fecioara și pruncul. Da? Închinare la fecioara și pruncul. Nu este nimic altceva decât o adaptare a vechii religii babiloniene, închinarea la Tamuz. Într-adevăr, religia Babilonului este o amestecătură de religii păgâne, însoțită de mult misticism și ocultism sau mister, cum zice aici. Dar hai să nu ne gândim doar la această însemnătate a cuvântului mister, ci hai să ne gândim la Pavel, care dezvăluie efesenilor un mister, spune el. Vreau să vă dezvăluie un mister. Și aici întâlnim din nou acest cuvânt mister, numele acestei femei imorale, mister. Babilonul cel vechi. Și Pavel spune, vreau să vă dezvăluie un mister care a fost ținut ascuns de veacuri și anume despre Hristos și mireasa sa, adică biserica sa, această taină care a fost necunoscută de profeții Vechiului Testament, dar care a fost acum descoperită nouă, în Noul Testament, prin Apostolul Pavel. Și dacă citim în Efeseni capitolul 3, de la versetul 8, spune Apostolul, da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să predic neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este administrarea acestui mister care din vecinicii a fost ținut ascuns în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile prin Iisus Hristos, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască acum prin biserică, pentru că ea,
biserica era acest mister ținut ascuns de viacuri și necunoscut profeților din Vechiul Testament, dar cunoscut acum nouă, în Noul Testament, să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și tot în Efeseni, capitolul 5, versetul 32, Apostolul spune: misterul acesta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Misterul acesta este mare. Ce înțelegem noi de aici? Păi putem să înțelegem că după cum biserica adevărată este mireasa lui Hristos, pe care El o iubește și și-a dat viața pentru ea și o va prezenta înaintea Tatălui în cer la nunta mielului, fără pată, fără zbârcitură, ca pe o fecioară pură și curată, tot așa și Hristosul fals sau anticristul, despre care vedem în perioada necazului cel mare în cartea Apocalipsa, are și el mireasa sa, cea falsă, pe care o poartă. Da? Fiara anticristul poartă această biserică falsă, acest sistem religios mondial, ecumenismul, această femeie imorală, plină de bogăție, de opulență, de putere, care face legăminte cu regii pământului și care minte pe locuitorii pământului și manipulează ca să se închine unde vrea ea. Aceasta este mireasa cea falsă, de aceea îi spune numele mister. Este ecumenismul sau biserica universală. Este Babilonul religios care va fi descoperit sau prezentat în acele zile din urmă. Dacă ne întoarcem în cartea Apocalipsa, versetul 7, capitolul 17, pentru că Ioan fusese plin de uimire la aceste descoperiri și la aceste înțelegeri ale lucrurilor și ale personajelor, Îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune misterul acestei femei și al fiarei pe care o poartă. Deși aceste personaje și relația dintre ele sunt pentru mulți încă un mister și mulți încă sunt îmbătați sau manipulați, fermecați, vrăjiți. Așa m-am născut, așa vreau să mor. Religia e Dumnezeul meu. Sunt îmbătați de vinul destrăbălării ei și desfrânării acestei biserici false. Totuși, Dumnezeu va face cunoscut și va descoperi. Prin Apostolul Ioan ne face cunoscut acest mister ca să nu fim păcăliți, ca să înțelegem ce înseamnă ecumenism, ce înseamnă religia mondială, ce înseamnă Biserica Universală, care persecută pe Sfinți și pe martirii lui Iisus Hristos. Versetul 8 și spune: fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este și se va ridica din adânc și se va duce la pierzare. Este o descriere a anticristului care a suferit o rană de moarte și apoi s-a dat drept Iisus care a înviat. El de fapt vine din adânc și va fi nimicit. El este unul dintre cele șapte lucruri sau personaje care va merge la pierzare și va fi nimicit. Aici este mintea care are înțelepciune. Spune apoi în versetul 9. Aici este mintea care are înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care stă femeia. Sunt mai multe discuții aici, dar o interpretare destul de generală și simplă aici este vorba despre cele șapte coline. Sunt câteva cetăți care sunt cunoscute că stau pe niște munți sau pe niște dealuri sau pe niște coline. Iar cea mai populară, mă rog, interpretare, cetatea celor șapte coline nu este alta decât Roma, care este cunoscută sub numele acesta sau cei șapte munți, ce zice. Dar de asemenea, spune aici că acești șapte munți mai reprezintă și șapte legi. Nu doar șapte munți sau șapte coline pe care stă femeia, dar reprezintă și șapte regi. Cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, trebuie să rămână puțin timp. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al optulea, este dintre cei șapte și merge la pierzare. Șapte regi. Începând cu Nebucadnețar, regele Babilonului, da? A
avem Babelul, avem Babilonul istoric, avem visul lui Nebucadnețar cu imperiile Pământului și avem profeția pe care Dumnezeu i-o dă lui Daniel cu cele 70 de săptămâni și cei 7 regi început de la Nebucadnețar și încheind cu Anticristul. Spune, el este dintre cei 7, dar va veni, este al 8-lea și așa mai departe. A avut acea rană de moarte și a revenit. Se poate urmări în istorie și nu am avut această intenție să vă aduc toate datele acestea istorice. Eu am citit în general, nu-mi place să merg în detaliu pe lucrurile acestea, dar am citit în general și se poate urmări în istorie cum scaunul de domnie al Babilonului de la Babel a fost strămutat la Pergamos, în Asia Mică, și în scrisoarea bisericii către Feza se spune, știm că acolo ești tu, locuiește Satana și este scaunul de domnie al lui Satana, la asta se referă. Atunci când Medo-Persia a cucerit Babilonul și a mutat acest scaun de domnie la Pergamos și apoi se poate urmări continuitatea cu acest scaun de domnie odată cu venirea pe scena Imperiului Roman, s-a mutat de la Pergamos la Roma. Și despre asta vorbește aici sub Imperiul Roman. Dacă citim din versetul 12, spune despre cele 10 coarne. Are 7 capete, am văzut despre cele 7 capete și cei 7 regi și cele 10 coarne. Acum spune aici, pe care le-ai văzut, sunt regi care n-au primit încă împărăția ei, primesc autoritate care își timp de un ceas împreună cu fiara. Aceștia au un singur gând și ei își vor da puterea și autoritatea lor fiare. Aceștia vor face război cu mielul și mielul îi va birui pentru că el este Domnul Domnilor și regele regilor și cei ce sunt cu el sunt chemați, aleși și credincioși. Acești 10 regi sunt diferiți de cei 7. Nu sunt din istorie, începând de la Nebucadnețar, ci sunt atunci, în timpul necazului celui mare, sunt confederația celor 10 națiuni, alianța pe care o va face Anticristul cu acești 10 regi, o confederație politico-militară a celor 10 națiuni care își vor trimite armatele la Armagedon. Când am învățat din Apocalipsa ultima dată, am învățat despre Armagedon și despre bătălia de la Armagedon și cum apele râului celui mare, Eufrat, vor fi secate ca să poată să își strângă aceste confederații armatele și să vină la Armagedon. Aceștia sunt 10 regi cu care Anticristul va face legământ și își vor trimite armatele la Armagedon. Dar Domnul nostru, spune aici, va birui. Și am văzut la bătălia de la Armagedon că Domnul va ieși învingător. Versetul 16 spune că cele 10 coarne, adică acești regi care vor face alianță cu Anticristul și își vor trimite armatele la Armagedon, cele 10 coarne pe care le-ai văzut pe fiară, acestea vor urâ pe prostituată și o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca și o vor arde în foc. Acești regi nu privesc cu ochi buni religia. Ele vor să aibă puterea. Ele fac o alianță cu Anticristul. Dar Anticristul deja avea alianță cu religia. Deja avea alianță cu prostituata. Pentru că așa s-a ridicat. În primii 3 ani și jumătate, el va apărea ca un binefăcător. Va restaura templul la Ierusalim. Va apărea ca un binefăcător al Israelului. De ce? Pentru că el se va da drept Mesia. Nu putea doar să fie un binefăcător al lumii în general, ci trebuia să fie un binefăcător al Israelului, să le dea puterea să-și construiască templu, să le dea dezlegare, să aducă închinare și jertfe la templu. Și asta se va întâmpla. Și așa va începe Anticristul. Dar acum va vrea să distrugă totul. Și va face o confederație cu cele 10 națiuni, dar cele 10 națiuni și regii acestor națiuni nu vor primi cu ochi buni religia mondială și această prostituată și o vor distruge, spune aici, o vor mânca. Atunci când nu vor mai avea nevoie, acești regi nu vor primi cu ochi buni Babilonul religios și atunci când au ocazia să vor nimici, atunci când nu mai au nevoie de serviciile religiei, de serviciile bisericii corupte, o vor nimici. Spune aici, o vor
mânca, o vor arde cu foc. Dar în versetul 17 ne spune cum se va întâmpla, cum de se va întâmpla lucrul acesta, spune că Dumnezeu i-a pus în inimi să ducă la împlinire planul Lui. Adică nimicirea acestui sistem religios corupt, acestui Babilon religios, al lui Babel, care a început în Genesa și se va termina aici, este planul lui Dumnezeu. Acești regi ai națiunilor vor împlini asta și ei vor crede că vor face ce vor ei și ce cred ei, dar ei nu vor face altceva decât să împlinească planul lui Dumnezeu. La fel cum cei care l-au omorât pe Domnul Iisus Hristos au crezut că fac ce vor ei. Dar fără să știe, au împlinit cuvintele profeților, așa cum ne spune Apostolul Petru. Fără să știe, au împlinit cuvintele profeților care erau scrise, l-au omorât pe Domnul vieții. Și acesta este planul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu le-a pus în inim să ducă la îndeplinire planul Lui, să fie într-un gând și să dea fiare împărăția lor până vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut este cetatea cea mare, adică Roma, care domnește peste regii Pământului. Este centrul religiei mondiale. Chiar dacă acum încă nu se distinge așa de bine de către mulți lucrul acesta, lucrurile acestea se vor întâmpla. Și așa cum am spus, începând din capitolul 17, vom vedea 7 distrugeri, 7 nimiciri. Iar prima va fi acest Babilon religios, acest sistem corupt care își dă mâna cu regii Pământului și care duce în rătăcire pe oamenii Pământului pentru câștig, pentru bogăție, pentru relații nepermise, pentru opulență, care creează toate aceste persecuții religioase. Pentru mulți este un mister acest Babilon și aceste religii mistice și păgâne. Dar pentru noi n-ar trebui să fie un mister. Ar trebui să avem ochii deschiși și ar trebui să avem grijă și ar trebui să așteptăm cu bucurie împlinirea acestor lucruri, așa cum am spus, chiar dacă nu este plăcut. Nu este plăcut. Noi am vrea să fie pace, am vrea să fie bine, am vrea ca biserica să crească, să înflorească, toată lumea să fie de acord cu noi și așa mai departe. Nu se va întâmpla așa. Biserica va fi persecutată, sfinții vor fi persecutați, zilele vor fi din ce în ce mai grele. Biserica aceasta coruptă va înflori. Nu este plăcut, dar așa trebuie să se întâmple. Și lucrurile acestea pregătesc scena pentru ceea ce ni se spune aici în Cartea Apocalipsa. Noi să așteptăm cu nădejde pe Domnul nostru, să ne întărim în aceste cuvinte, în aceste adevăruri și în rugăciuni. Și să spunem și altora despre aceste cuvinte. Și fiecare va alege pentru el ce vrea să creadă. Vrea să creadă pe Dumnezeu prin cuvântul său sau vrea să creadă lumea aceasta prin toate aceste relații